Da, avem din nou vești bune, de această dată e vorba de Selin, e vorba de o fată, pentru că, așa cum bine știți, și boxul în ultimii ani există și box feminin, cu rezultate destul de bune și performanțe notabile la nivel național. Eu, atât eu cât și fratele meu, împreună cu Bogdan, n-am antrenat până acum fete. Lucrul acesta a venit dintr-o joacă, acum cu 6 luni în urmă, mai mult la dorința diversilor prieteni ca să vină să-și antreneze copiii aici, fete fiind. Selina a fost prima noastră fată care a venit în sala de box, o fată cu reale calități pentru boxul de performanță, iar săptămâna trecută a participat la prima competiție din cariera ei și prima competiție de box feminin din cariera noastră. Așa cum nouă ne place, am reușit să ne clasăm Selina a reușit să se claseze pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la competiția desfășurată în orașul Năvodari. Cât este de greu să antrenezi o fată? Să bănuiesc că e puțin diferit. Cu siguranță este diferit, dar antrenat nu e greu atât timp cât ai în sală copii dornici să facă performanță, copii dornici și capabili să facă anumite sacrificii, pentru că, așa cum bine știți, sportul de performanță, boxul de performanță înseamnă sacrificiu. Iar Selin a fost foarte serioasă, fetele în general sunt destul de serioase, sunt destul de conectate la ceea ce fac. Înțeleg foarte ușor ceea ce le spunem și atât timp cât reușesc lucrurile astea, pentru noi e destul de ușor să antrenăm fete. Cum te-ai hotărât să pășești într-o sală de box? Păi, nu știu, chiar unchiul meu este boxer și am vrut să-i urmez. Te-a făcut curioasă. Da. Și în momentul în care ai pășit pentru prima dată într-o sală de box, ce ai simțit? Ai simțit că este pentru tine? Am simțit că aici este locul meu și că aici mă simt într-un fel acasă. Este dur? În unele cazuri, da. Pentru mine acum n-a fost chiar așa de dur. A fost ușor într-un fel. Ce a însemnat competiția aceasta pentru tine? A însemnat foarte mult să ajung așa de departe. Chiar nu mă așteptam în așa scurt timp să am acest titlu de campioană națională. Ce sentimente te-au încercat atunci când ai stat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului? Toate sentimentele posibile, nu pot să explic ce sentiment a fost atunci. Aș putea să te întreb dacă deja s-a creat acea dependență de acea treaptă? S-a creat de mult. Ba, chiar mai vreau să mai am această ocazie să fiu acolo. Cred că sunteți tare mândru ca antrenor să vedeți o fată atât de puternică și mai cu seamă câștigătoare. Deja ăsta e modul nostru de viață, pentru că noi de asta intrăm în sală, cu gândul ăsta intrăm în fiecare zi, fiecare dimineață, ca să învățăm ceva nou și în această zi și tot timpul să descoperim alți și alți sportivi. Așa cum v-am obișnuit, tot timpul boxul a adus performanțe pentru orașul Călăraș și indiferent de obstacolele întâlnite, și vreau să subliniez lucrul ăsta, pentru că a fi antrenor de box, a fi sportiv în sala de box la Călăraș nu e ușor, e foarte greu, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le depășim. Selin e o fată extrem de serioasă, e o fată extrem de muncitoare, e o fată extrem de ambițioasă, pentru că neavând foarte multe fete în sală, în momentul în care facem studiul la mănuși, în momentul în care facem lucruri pe perechi, ea tot timpul trebuie să facă cu alți băieți, cu băieți, niciodată cu fete nefiind prea multe în sală. Iar ea e atât de ambițioasă, își dorește atât de mult să lupte cu ei, de multe ori le pune probleme băieților, iar asta îi face pe unii dintre ei să fie chiar invidioși. Dacă tot am vorbit de performanță obținută de Selin, cu o ocazie cu care vreau să o felicit, să-i urez și alte performanțe din ce în ce mai mari, vreau să amintesc și de Centura Moldovei, un turneu internațional desfășurat tot săptămâna trecută, turneu internațional de unde am venit cu 2 medalii de bronz obținute de Pavel Ionuț la categoria de vârstă tineret și Ivan Gabriel la categoria de vârstă junior. A fost un turneu cu 9 țări participante, cu țări puternice ca și Kazakhstan, care au fost prezente Spania, Italia, Ucraina, țări cu un box dezvoltat. Iar cu atât mai mare performanță obținută de Ionuț, medalia de bronz, cât în semifinale s-a luptat cu
Levente, un sportiv din Ungaria, un sportiv de două ori campion european, iar Pavel Ionuț s-a ridicat la înălțimea meciului, nu doar că s-a ridicat, din punctul meu de vedere putea obține chiar și victoria, numărându-l în prima zi, în ultima repriză pe sportivul Ungur. A fost, din punctul meu de vedere, poate cel mai bun meci din cariera lui Ionuț, iar eu sunt sigur că vor urma și alte performanțe mult mai mari, chiar la nivel de seniori, obținute de Ionuț. Care sunt următoarele planuri? Avem campionatul național de junior, competiție unde vom participa cu 4 sportivi, competiție unde sperăm să găsim fonduri să participăm. Nu va fi ușor, dar vom ajunge și cu siguranță cred eu că vom obține și alte medalii. Aș vrea să, nu știu, să aduc în discuție și să amintesc de fratele meu, Georgian Angel, și de Costandache Bogdan. Prietenii noștri îl cunosc, voi îl cunoașteți, mulți îl știu și pe Bogdan. E un copil extraordinar, un copil, un antrenor pe care îl are Clubul Sportiv Municipal la momentul actual cu carnet de voluntar. Și un copil care tot timpul e în sala de box, se regăsește și muncește voluntar pentru a aduce tot timpul performanța acestei secții.